Ne aflăm pe strada Nicoleanu din sectorul 1. Clădirea din spatele meu a fost construită fără niciun fel de autorizație, motiv pentru care primăria a cerut proprietarului să o demoleze. Ar trebui să intre în legalitate. Că... Da, în legalitate. Păi acum sunt cu actele, sunt la tribunal. Iar acesta nu este un caz izolat în sectorul 1. Potrivit primarului Clotilde Armand, primăria a câștigat în instanță demolarea numai puțin de 100 de clădiri construite fără forme legale. Până la finalul anului, toate ar urma să dispară. Lista va fi mai mare, acum am 100 de o să fie, probabil până la sfârșitul anului o să fie încă 50-100 în plus. Și până la sfârșitul anului, da, primele construcții legale o să fie demolate. Dacă s-au făcut acum, de ce să mai demolezi? Dacă sunt incorrecte, cu autorizație neconformă, demolate. Tot în sectorul 1, pentru că a construit ilegal, o persoană juridică a primit de curând cea mai mare amendă din România, 600.000 de lei. Din verificările noastre, 90% din actele și documentațiile urbanistice emise în capitală încalcă legea, sau la faza de recepție nu au respectat autorizația de construire, avizele și acordurile pe care trebuiau să le respecte. Mai grav este că, potrivit urbaniștilor, s-a ajuns în această situație tot din cauza administrației locale, care până acum a închis ochii în fața neregulilor. Instituțiile publice, cum ar fi chiar primăriile, au organe de control care pot preveni astfel de comportamente. Faptul că ele nu au acționat în timp au creat aceste situații care sunt păguboase de toate părțile, și pentru cei care au construit nelegal și pentru autorități care acum trebuie să rezolve această problemă și care consumă bani publici. Primele două construcții ridicate ilegal în sectorul 1 au fost deja demolate.